Basme în limba română. Prințesa și dragonul. Aceasta este povestea unei prințese. Dar nu vă lăsați păcăliți! Ea nu e în așteptarea unui prinț fermecător care să o salveze. Ea e diferită. Are un spirit războinic. Cu mult timp în urmă, regina și regele și-au dorit un copil. Așa că au vizitat pădurea fermecată în căutarea unicornului care îndeplinea dorințe. Unicorn măreț! Am venit să-ți cerem binecuvântarea! Te rugăm să ne binecuvântezi cu un copil! Fie ca voi să fiți binecuvântați cu o fetiță care să vă lumineze lumea cu fericire! Unicornul l-a îndeplinit dorința și, în curând, regatul și-a primit prințesa. Regina și regele erau extrem de bucuroși. Oh, copila mea! Te vei numi Violeta! Prințesa a căpătat toate aptitudinile războinice, la fel ca un prinț. Călărie, lupta cu sabia, cum să se apere și mai mult. Ea a exersat în mod regulat și a urmat o dietă sănătoasă. Familia regelui a trăit în pace și armonie, până într-o bună zi, când un mesager secret al regelui a adus vestea că împărăția învecinată a încălcat tratatul de pace și era pe punctul de a ataca împărăția lor. Întregul regat era îngrijorat, deoarece nu aveau armată suficientă pentru a lupta. Regele nu se simțea prea bine. Prințesa Violeta a auzit-o pe regină vorbind cu regele. Trebuie să cerem ajutor din partea regelui Tom! Armata lui ne poate ajuta și putem câștiga războiul! Nu văd nicio speranță! Armata inamicului este puternică! Nici armata regelui Tom nu ne poate ajuta! Trebuie să încercăm măcar! Ai dreptate, regină! Voi pleca mâine dimineață! Dar, tată, nu ești bine! Voi merge eu și voi aduce armata! Am încredere în fiica mea! Las-o să plece! În regulă, prințesă! În lipsa mea, armata trebuie să fie pregătită pentru orice atac! Comandante, las responsabilitatea regelui și a reginei în seama ta! Desigur, prințesă! Prințesa și-a purtat sabia și scutul, s-a așezat pe calul ei și a pornit în călătoria sa. Pe drum s-a oprit într-un sat. Un sătean i-a spus prințesei un lucru foarte ciudat. Nu poți să mergi în cealaltă parte a muntelui. Un dragon trăiește pe munte într-o peșteră. O să vă înfulece când încerci să treci de peșteră. Și niciun bărbat sau soldat curajos nu s-a mai întors de acolo. Nu mă tem de nimic în lumea asta. Voi traversa muntele, indiferent de ce e nevoie. Dragonul a locuit acolo de mii de ani, dar nimeni nu îl văzuse. Respirația lui fierbinte a ars pământul de lângă peșteră și nimic nu mai creștea acolo. Prințesa curajoasă hotărâ să se ocupe de dragon fără arme. Onorabile dragon, eu ți-am adus niște flori. Mă lași să stau în peștera ta în seara asta și să-mi continui mâine călătoria? Căci trebuie să-mi salvez împărăția. Altminteri, ea va cădea în mâinile celor cruzi. Dragonul și-a coborât capul și a mirosit buchetul. A fost atât de emoționat de dar, încât i-a zâmbit prințesei. Eu sunt Fiona! Ești foarte feroce, la fel ca mine! Ești prima persoană care a fost suficient de bună încât să-mi ofere un cadou! Ești invitata mea! Noaptea îi spuse dragonului povestea ei.
În dimineața următoare, prințesa plecă din peșteră și promise să se întoarcă după 2 zile, la drumul de întoarcere. Onorabile rege Tom, împărăția noastră este în pericol. Avem nevoie de armata ta. Ne poți ajuta? Fată prostuță, și armata mea va ataca împărăția ta. Acum îți vei vedea împărăția cum arde. Împăratul o capturează și o ține într-un turn. N-ar fi trebuit să am încredere în tine. Dă-mi drumul! În ziua când voi scăpa, tu vei regreta asta. Regele nu știa cât uși de puțin la ce urma să fie martor. Fiona! Aici! Da! Puterea fetelor! Fiona mârâi la rege cu mânie și aruncă foc în aer. Regele și armata lui îngenunchiară în fața ei. Prințesa își întemniță unchiul și porunci armatei să ajungă la castel. Să mergem, Fiona! Dragă prințesă, nu am întâlnit niciodată o prințesă curajoasă ca tine. Vom lupta alături de tine! Prințesa Violeta se întoarse în castelul ei cu armata și luptă în război. Așadar, și-a salvat regatul, regele, regina și pe comandantul armatei. Regele îi spuse prințesei că bărbații lor au fugit cu toții, dar numai comandantul armatei a rămas în urmă să lupte și a fost capturat. Ei bine, Peter, te-ai gândit la ce-ți dorești ca recompensă? Nu eu, ci prințesa e cea care a salvat toată această împărăție și pe noi. Sunt uimit de ea și îi admir curajul și vitejia. Mi-ar plăcea să mă căsătoresc cu prințesa, dacă ea este de acord. Ce spui, fata mea? Te rog, tată, mi-ar plăcea foarte mult, pentru că și-a ținut cuvântul fără să-i fie teamă pentru viața lui. Primești, prințesa, și jumătate din regat, pentru că ai fost atât de curajos. Peter și Violeta s-au căsătorit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Au domnit împreună peste regat. Și stați! Cum rămâne cu dragonul? Ei bine, Fiona s-a întors înapoi în peștera sa, care a fost habitatul ei natural și nu a făcut rău nimănui, niciodată. A crescut flori în jurul peșterii și a trăit fericită cu puii ei de dragon. Ha 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 ha